Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la al doilea episod din acest joculeț. Astăzi o să ne jucăm, adică o să încercăm să ne jucăm multiplayer, cum ne-am jucat și în primul episod, cu niște oameni necunoscuți și o să încercăm de data asta să împrăm oamenii care sunt rivalii noștri. Aici îmi scrie că sunt 8 player, dar am mai pățit-o și nu era nimeni, deci o să fiu tot cu albastru. Să-i dau sonor? Mi-e frică. Cred că aici jos sus. Vă spun de acum, eu nu mă prea pricep la acest joculeț din cauza că nu le-am eu cu oamenii ăștia care îmi pușcă sau chestii de genul. Eu sunt cu joculețele mele, cu animale, fără animale, fără împușcături. What the fuck? Căcatul ăsta. A, văd aici jos oamenii. Ai, Doamne. Bine. Imediat. Mă scuzați, o să auziți niște voci. Mami vorbește cu mătușii mea. N-avem uși la camere, că așa am cumpărat casa, deci până le punem mai durează. Aici așa sunt ei. What, iar m-a omorât. Cum, Doamne, numai pe mine? Ce fraier îi. Fraier el și fraieră și eu. Așa. Cred că la acest joculeț ar fi bine să aplici nu, la acest joculeț e fain să te joci multiplayer, deoarece ai foarte multe chestii, cum ar fi împușcă. Bine, e ceva gen jocul ăla ce se joacă băieții cu împușcături, nu mai știu cum se numea. Era un joc ce se juca, băieți, fete se joacă și e destul de tare, dar e cam violent și ăla n-ai voie la, cel puțin la școala mea n-ai voie să-l joci. Acolo avem unul.
numai să vin aici. Numai să vină, că așa pun în gură. Le dau. Și cred că v-ați dat seama că... Au! Dar nu-i corect că eu nu știu să joc. Nici nu știu. Nu-i văd pe rival. Dar bine, stau un pic aici. L-am văzut. What? Rare căciună de... Ăștia știu să joace bine și eu abia trag cu pușca. Nu pot. Nu spun ce pute. Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare la un alt episod din acest minunat juculeț. La revedere! Pa!